România trece noaptea de sâmbătă spre duminică la sfârșitul acestei săptămâni la ora oficială de vară. Astfel, în noaptea de 24 martie spre 25 martie, ceasurile se vor da cu o oră înainte, iar ora 3 va deveni ora 4. Duminică va fi cea mai scurtă zi din an, având practic 23 de ore. Prin introducerea orei de vară s-a urmărit să se beneficieze cât mai mult de lumina naturală a soarelui și de reducerea folosirii luminii artificiale. Totuși, această modificare ne poate afecta, dar nu pe termen lung. Din acest motiv, pe plan național există deja un proiect de lege privind renunțarea la trecerea la ora de vară. Inițiatorul susține că, potrivit Parlamentului European, această trecere la ora de vară are efecte negative asupra sănătății. Potențialele efecte negative, inclusiv asupra sănătății populației ale modificării bianuale ale orei, au fost subliniate inclusiv la nivelul Parlamentului European, solicitându-se prin vot majoritar o rezoluție la nivelul Consiliului European pentru revizuirea regimului actual al orei de vară, precizează inițiatorul în expunerea de motive, deputatul PMP Marius Pașcan. Potrivit Tager Press, ora de vară a fost introdusă în România pentru prima dată în 1932. Un proiect important pentru comuna Stolnicen-Prăjescu a fost lansat ieri la Casa Tineretului din localitatea de reședință. Centrul Diecezan Caritas Iași, în calitate de beneficiar, a anunțat începerea proiectului Activ, acțiuni comunitare pentru toți, incluziune pentru viitor. Conduce la bun sfârșit acest proiect și vom mai reuși să ne atingem rezultatele planificate. Nu voi spune foarte mult despre acest proiect, pentru că voi lăsa pe cei prezenți la prezidiu să ne spună fiecare participa lui de implementare, de implicare în proiectul Activ. Voi spune doar că mulțumim foarte mult gazdelor noastre că ne-au primit aici în comuna Stolnicen-Prăjescu. La eveniment au participat și oficialități locale și județene. Primarul comunei Costel Hugeanu a vorbit despre importanța acestor activități ce se vor desfășura în următorii 3 ani. Am deosebit onoare de a marca prin cuvântul meu deschiderea oficială a conferinței de lansare a proiectului Activ, acțiuni comunitare pentru toți, incluziune pentru viitor. Proiect în care Comuna Stolnicen-Prăjescu are calitate de partener al Centrului Diecezan Caritas Iași, alături de Școala Gimnazială Poznești și Asociația Gipsiei. Proiectul se derulează pe parcursul a 36 de luni. Este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020. Se vor organiza diferite programe educaționale pentru copii, cursuri de formare pentru adulți sau planuri de afaceri pentru viitori antreprenori din cele două sate. Împreună cu partenerii noștri ne-am propus să oferim comunităților din satele Cosnești și Stolnicen-Prăjescu un pachet integrat de servicii educaționale, sociale, medicale și ocupaționale ce vor aduce beneficii directe unui număr minim de 560 de persoane. De la copii de grădiniță și elevi de gimnaziu, care își vor îmbunătăți performanțele școlare prin participarea la programe educative și de after school, la părinții acestora care își vor găsi un loc de muncă sau vor deveni antreprenori prin informare și consiliere ocupațională. Consider că acest proiect este binevenit în comunitatea noastră, deoarece răspunde unor nevoi majore sociale și economice ale locuitorilor săi, cum ar fi sărăcia, abandonul școlar, ecluziunea socială, neocuparea, lipsa calificărilor, iar în activitățile propuse, va duce la creșterea calității vieții și a gradului de implicare a comunității în viața socială în vederea soluționării acestor probleme. A fost prezent și directorul general al Centrului Diecezan Caritas Iași, părintele Egidiu Condac, care a prezentat asociația și proiectele europene desfășurate până în prezent. Trebuie să spun că Centrul Diecezan Caritas Iași are o experiență de mai mulți ani în implementare de proiecte europene. De fapt, am fost prezenți cam în toate fazele și în perioada de preaderare a României la Uniunea Europeană cu proiecte fare, dar și apoi proiecte conform liniilor de finanțare existente. E adevărat că am implementat proiecte, totdeauna dorindu-ne să facem mai mult.
Vicepreședintele Consiliului Județean Victor Chirilă a vorbit despre munca depusă pentru atragerea fondurilor europene, la fel și inspectorul de la ISJ Iași, Cristinel Iordăchioaia. Pentru acest an bani europeni este o muncă colosală. Deci oamenii care reușesc la aceste performanțe sunt oameni profesioniști, oameni care lucrează în firme de consultanță, asociații non-guvernamentale care se ocupă permanent, zi de zi, și care caută pe net, acum mai nou pe net, fel de fel de surse de finanțare care trebuie să scrie proiecte, să completeze cele de finanțare și totul trebuie făcut la perfecțiune. Conform principiului că Dumnezeu îți dă, dar nu-ți bagă în traistă, probabil așa este și cu proiectele cu finanțare europeană și nu este prima dată când aflăm că un asemenea proiect, ca să pot să derulez, are în spate o muncă colosală, sisifică, așa cum spunea și antevorbitoarea. Conferința s-a încheiat cu prezentarea în detaliu a proiectului în valoare de circa 19 milioane de lei de către persoana responsabilă. Într-adevăr, toată lumea spunea mai devreme că este un buget foarte mare alocat acestui proiect. Într-adevăr, este un buget foarte mare, dar ați văzut și câte activități și cât de multe ne propunem să facem cu această sumă mare. Eu acum sper ca la sfârșitul celor 3 ani de implementare, într-adevăr, să se vadă că, într-adevăr, calitatea vieții s-a îmbunătățit și comunitatea s-a schimbat în bine după munca pe care o să depunem toți cei implicați în acest proiect, dar și după cheltuirea unei sume atât de mari. Psihologică, de latura care ține de a forma mentalități, pentru că acolo este foarte mult de lucrat, este acea idee că oamenii din comunitate s-au învățat să primească pește în loc să învețe să pescuiască, foarte important, și ar trebui schimbat acest lucru și de asemenea trebuie încercat să fie transformați din niște victime sau din niște beneficiari în niște învingători și niște oameni care să capete încredere în forțele proprii. Menționăm că filmarea integrală a evenimentului o puteți viziona pe site-ul bitv.info. Tot acolo veți găsi și mai multe detalii despre acest proiect. Treisprezece ofițeri și subofițeri din cadrul Poliției Pașcani urmează să fie avansați în grad de Ziua Poliției Române. Evenimentul va avea loc în cursul zilei de mâine la sediul IPJ Iași, într-un cadru festiv. Din rândul ofițerilor este vorba despre comisarul Florin Bezedică, care va fi avansat la gradul de comisar șef, subcomisarul Cristian Ciohoran, care va fi avansat la gradul de comisar, și subinspectorul Vlăduțea Vasiloae, care va fi avansat la gradul de inspector. Totodată, alți 10 subofițeri, atât de la Poliția Municipală cât și de la posturile comunale, vor fi avansați în grad. Este vorba despre Gheorghiță Cojocariu, Vasile Grecu, Ovidiu Savin, Mihai Larionescu, Ionuț Țăranu, Valentina Soltane, Ioana Albu, Cristinel Potolincă și Liviu Miron. Ziua Poliției Române este pe data de 25 martie, dar în acest an au fost organizate mai devreme o serie de acțiuni, printre care și prezentarea dotărilor și armamentului din dotare la Pașcani, Hârlău și Târgu Frumos. Alegerea acestei date este legată de simbolul creștin al bunei vestiri, aflat pe primul steag al Mării Agii, simbol ce a fost preluat și pe actualul drapel al Poliției Române. Comercianții din piețe au luat cu asalt sediul primăriei Pașcani în cursul zilei de joi la audiențe. Ei au solicitat edililor explicații despre modul cum urmează să fie încheiate contractele de închiriere pe domeniul public, acolo unde au expirat, insistând ca acestea să fie prelungite în mod direct actualilor deținători. Răspunsul a fost negativ din partea reprezentanților primăriei. Ei au anunțat că sunt deja pregătite 3 proiecte de hotărâre pentru organizarea unor licitații, care urmează să fie dezbătute și aprobate în ședința de la sfârșitul acestei luni. Urmează să fie reînnoite contractele pentru 80 de casete comerciale în hala din Piața Vale, 28 de suprafețe de teren în ambele piețe și 3 tronsoane. S-au stabilit faptul că atât tronsoanele, cât și terenurile, cât și acele casete din hală, din vale, cât și din zona deal, vor fi scoase la licitație, cele la care a expirat contractul, la care contractele sunt expirate. În acest sens, colegii mei de la compartimentul patrimoniu și contracte au pregătit 3 proiecte de hotărâre în acest sens, ce vor ajunge cel mai probabil la sfârșitul acestei luni
în ședință. E vorba de proiectul privind închirierea prin licitație publică cu strigare a unor spații comerciale din tronsonul 2, corpul B, proprietate publică a municipiului Pașcani din Piața Vale. Închirierea prin licitație publică cu strigarea spațiilor comerciale casete disponibile, proprietate publică a municipiului Pașcani, situate în hală Piața Vale a municipiului Pașcani, cât și închirierea prin licitație publică cu strigarea terenurilor disponibile, proprietate publică a municipiului Pașcani, situate în Piața Vale, strada Ceferiștilor numărul 4, cât și strada Eugen Stamat, e vorba de piața din zona deal. Ca și număr, din ceea ce am discutat colegii mei de la Patrimoniu astăzi, în hala din Piața Vale sunt 80 de casete ce vor fi scoase la licitație. Totodată, administratorul piețelor a precizat că săptămâna viitoare va fi anunțată firma câștigătoare, care urmează să întocmească studiul de fezabilitate pentru modernizarea pieței agroalimentare din zona Vale. Au fost primite 4 oferte, care acum se află în etapa de evaluare. Vreau să fac și o serie de clarificări privind partea de modernizare a pieței din zona Vale. Noi momentan avem 4 oferte, deja s-a discutat cu firmele respective, s-au cerut o serie de clarificări. Vrem săptămâna viitoare să dăm câștigătorul pentru a putea merge cu partea de proiectare și mai apoi cât mai repede cu partea de execuție pentru modernizarea pieței din zona Vale. Menționăm că municipiul Pașcani are cele mai urâte piețe agroalimentare din zonă și sunt deschise de ani de zile fără autorizație de funcționare. Asta deși primăria încasează în fiecare an peste 1 milion de lei din închirierea și concesionarea spațiilor comerciale, iar în conturi este un excedent de aproape 2 milioane de lei, bani adunați și necheltuiți în ultimii ani de zile. Administrația din Pașcani scoate la licitație închirierea a 2 suprafețe de teren la ștrandul municipal, pe care ar urma să fie amenajate 2 terase comerciale. Licitația ar urma să aibă loc pe 18 aprilie la ora 12, iar ofertele vor fi depuse până pe 16 aprilie ora 16. Prețul minim este de 66,6 lei pe zi pentru fiecare dintre terenuri și ar putea să crească în funcție de ofertele participanților. Primăria Municipiului Pașcani organizează licitație pentru închirierea cu strigare a unui lot de teren format din 2 suprafețe de 111 metri pătrați, respectiv aceeași dimensiune în incintra ștrandului municipal, în vederea amenajării unor terase. Astfel, caietul de sarcini, regulamentul de organizare și desfășurare a licitației se găsesc toate la Primăria Municipiului Pașcani. Perioada de achiziționare a documentației este 26.03.2018, 11.04.2018 până la ora 15. Prețul de achiziționare a documentației este de 50 de lei. Data limită pentru solicitarea clarificărilor este de 13.04 și trebuie să mai știți că există și un preț minim de începere a licitației în cuantum de 66,60 de lei. Data limită de depunere a documentelor de clarificare este de 16.04 la ora 16 în Primăria Municipiului Pașcani. Terasele urmează să fie ocupate pentru comercializarea băuturilor răcoritoare, dar și a băuturilor alcoolice. Ele vor funcționa odată cu deschiderea ștrandului doar pe timpul sezonului cald. Anul trecut, prima bălăceală a fost posibilă abia la sfârșitul lunii iunie, dar în acest an deschiderea este programată mult mai devreme. Mai sunt doar 2 zile până când elevii din aproape întreaga regiune a Moldovei se pot înscrie la concursul de tenis de masă, devenit deja tradiție, Cupa Primăverii de la Școala Specială din Pașcani. În acest an, concursul a devenit unul regional, iar organizatorii se așteaptă la peste 100 de participanți. Luna martie este foarte încărcată în activități pentru Școala Gimnazială Specială Pașcani. În ultima săptămână a lunii vom avea și programul Școala Altfel, iar în cadrul acestui program sunt prinse două proiecte de tradiție ale școlii noastre, două proiecte foarte importante și foarte frumoase. Unul dintre ele este Cupa Primăverii la tenis de masă, care anul acesta este un proiect regional prins în catalogul activităților regionale în parteneriat cu Clubul Copiilor Pașcani. Vor veni copii din județele din prejurul județului Iași. Așteptăm peste 100 de participanți pentru a câștiga trofeul.
Termenul limită pentru înscrieri este de 25 martie. Competiția se desfășoară atât individual cât și pe echipe, iar cei mai buni vor primi cupe și diplome. Numeroasele activități din această perioadă se vor încheia la începutul lunii aprilie, când se va sărbători Ziua Mondială de Conștientizare a Autismului. Un alt proiect foarte important pentru noi este cel care se întâmplă la începutul lunii aprilie, când noi sărbătorim Ziua Mondială de Conștientizare a Autismului. Vom puncta această manifestare printr-o serie de activități prinse în special în săptămâna Școala Altfel, activități care presupun întâlniri cu părinții, întâlniri cu membrii din comunitate, expoziții cu produse ale activității copiilor cu tulburări din spectru autism și, evident, manifestarea cea drag nouă, marșul de conștientizare a autismului în orașul Pașcani și realizarea fundei albastre și, evident, promovarea acestei funde pe toate canalele pe care le avem la dispoziție. Mai multe detalii despre toate aceste activități puteți vedea pe site-ul de Facebook al Școlii Speciale din Pașcani. Primăria Pașcani revine cu precizări privind vizita unui reprezentant al casei regale la Pașcani. După ce acum câteva zile a anunțat că principesa Margareta, custodele coroanei române, va ajunge din nou în municipiul nostru, acum aflăm că oaspetele așteptat este principesa Maria, cea mai tânără fiică a regelui Mihai. Conform programului transmis autorității locale, ea urmează să aibă o întâlnire de 20 de minute la ora 10:50 cu primarul Dumitru Pantazi la sediul primăriei, după care urmează o vizită de 30 de minute la Liceul Teoretic Miron Costin, școala care are un proiect în derulare în parteneriat cu Casa Regală. Evenimentul este programat pe data de 30 martie. Zilele trecute despre faptul că Primăria Municipiului Pașcani a fost informată de către Casa Regală de o viitoare vizită a unei personalități din partea Casei Regale. Ne-au fost clarificate lucrurile, am primit ieri un nou fax din partea Casei Regale a României. E vorba despre vizita Principesei Maria a României. Dumneai va veni pe data de 30 martie în Pașcani. Este anunțată vizita la ora 10:50 la Primăria Municipiului Pașcani, unde dorește o întrevedere de 20 de minute cu primarul municipiului Pașcani sau cu una dintre autoritățile locale. Mai apoi, ni s-a transmis în adresă că dumnea ei va merge și va face încă o vizită la Liceul Teoretic Miron Costin din Pașcani. Legislativul pășcănean se întrunește în ședință ordinară vineri 30 martie, începând cu ora 12. Pe ordinea de zi sunt înscrise 28 de proiecte de hotărâre, 3 de către viceprimărița Gabriela Nedelcu, unul din grupul consilierilor PNL, iar restul de primarul Dumitru Pantazi. Dezbaterile vor începe cu aprobarea Comisiei de Organizare a Zilelor Municipiului Pașcani și a burselor sociale și de merit pentru elevii din școlile pășcănene. De asemenea, va fi supus aprobării un regulament de evaluare a managementului de la Casa de Cultură, iar hotărârea privind salariile personalului din primărie va fi corectată. Pe data de 30 a acestei luni este programată ședința ordinară de la ora 12 în sala de Consiliu a Primăriei Municipiului Pașcani. 28 de proiecte sunt pe ordinea de zi. Primul proiect de hotărâre este cel privind componența Comisiei de Organizare a Zilelor Municipiului Pașcani, ediția 10-2018. Inițiator este doamna viceprimar. Proiectul de hotărâre cu numărul 2 privind acordarea burselor sociale, burselor de merit și burselor de studiu pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat din municipiu pentru perioada ianuarie-iunie 2018. Cu numărul 3 pe ordine de zi este proiectul privind regulamentul de organizare și desfășurare a evaluării managementului la Casa de Cultură Mihail Sadoveanu din municipiul Pașcani. 4 pe ordine de zi, HCL al municipiului Pașcani, modificarea HCL al municipiului Pașcani numărul 200 din 2017 privind stabilirea salariilor pentru funcțiile publice și contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Pașcani. În aceeași ședință vor fi supuse o serie de rectificări bugetare, organigrama și statutul de funcții de la Biblioteca Municipală, achiziționarea unor utilaje prin leasing și o serie de completări aduse la contractul de delegare privind serviciile de apă și canalizare. Cu numărul 5, privind transformarea unei funcții contractuale de execuție vacante de muncitor calificat în cadrul serviciului de gospodărie comunală,
Cu numărul 6, proiect pe ordinea de zi, aprobarea organigramei și a statului de funcție a Bibliotecii Municipiului Pașcani pentru anul 2018. Proiectul cu numărul 7 este cel privind aprobarea contului anual de execuție. Rectificarea bugetului centralizat al instituțiilor este la numărul 8. La numărul 9, rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al municipiului Pașcani și a programului de investiții cu finanțare de la bugetul local. Cu numărul 10, aprobarea contractării unei finanțări de tip leasing pentru achiziționarea unei autobasculante de tip MAN, necesare desfășurării unor activități de gospodărie comunală și curățenie stradală. Cu numărul 11, aprobarea contractării unei firme de tip leasing financiar pentru achiziționarea unei autogrederi necesare desfășurării, la fel, pentru gospodăria comunală și curățenia stradală, și tot pentru acest aspect, aprobarea contractării unei finanțări de tip leasing pentru achiziționarea unei mașini multifuncționale. Cu numărul 13 pe ordinea de zi, privind proiectul privind modificarea și completarea contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare 48 prin act adițional numărul 23. Tot despre apă și canalizare este și proiectul cu numărul 14, modificarea și completarea contractului de delegare gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare numărul 48 prin act adițional numărul 24. Pe ordinea de zi revine subiectul privind preluarea hidrofarelor de operatorul județean Apa Vital, prelungirea mandatului de manager interimar la Societatea de Salubritate, organizarea și administrarea cimitirelor, atribuirea gratuită a unor loturi de teren pentru casă, precum și organizarea licitațiilor pentru închirierea spațiilor și terenurilor comerciale din piețele agroalimentare. 15. Atribuirea loturilor de teren pentru construirea de locuințe personală pentru tineri, în legea 15, știți foarte bine, am mai discutat despre acest aspect. La 16 pe ordinea de zi este proiectul prin aprobarea modelului de contract de închiriere pentru terenurile proprietate publică a municipiului Pașcani situate în piețele din municipiu. Cu numărul 17, 18, 19 și 20 sunt proiectele de care am mai discutat cu dumneavoastră, cele privind licitațiile publice cu strigale pentru acele spații altele decât locuințe, acele spații comerciale din tronsonul din Piața Vale, a spațiilor casetelor disponibile din hala din Piața Vale, respectiv a terenurilor disponibile din Piața Vale și Piața Deal. 21 pe ordinea de zi, transmiterea în administrarea SECE Apa Vital Iași a bunurilor referente sistemului pentru ridicarea presiunii apei reci și apei calde, stațiile hidrofoare în centralele, amplasate în centralele de vartal CT1, CT2, fost CT3, sunt mai multe CT-uri aici pe care noi dorim să le predăm dumnealor. Cu numărul 22, prin modificarea și completarea anexei 3 la HCL numărul 72, privind delegarea gestiunii, delegarea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare către SECE Apa Vital cu modificările și completările ulterioare. 23 pe ordinea de zi, modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local numărul 19 prin organizarea cimitirului municipal cartierul Fântânele. Cu 24, prelungirea mandatului domnului Ursu Leonard Dumitru în cadrul Consiliului de Administrație a SCCLP Ecosalubritate SA. 25, proiect de hotărâre prin modificarea și completarea hotărârii numărul 143 din 31.08.2016 prin aprobarea componenței Consiliului de Administrație și reorganizarea Consiliului Consultativ al Casei Municipale de Cultură. Ședința se va încheia cu prezentarea unor rapoarte de activitate ale Poliției Locale, Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor și a Registrului Agricol. Primarii din mai multe comune apropiate Hârlăului și cel din orașul menționat au participat marți la o ședință de lucru cu prefectul județului Iași, Marian Șerbescu. Întâlnirea a avut loc la sediul primăriei din Hârlău după audiențele ținute cu cetățenii. Vreau să discutăm cu ce probleme vă confruntați dumneavoastră, care le puteam soluționa pe loc și asta îmi doresc cât mai multe să le rezolvăm, care nu le notăm și căutăm soluții. Eu am zis și data trecută, numai că de atunci au trecut un an, cred, aproape, de la ultima întâlnire, o să revin în zonă. Ca și la Pașcani, problemele de fond funciar par să nu se mai termine, edilii semnalând tot felul de situații. De exemplu, primarul din comuna de Leni, Dumitru Prigoreanu, a precizat că are peste 50 de procese pe rol din acest motiv.
Eu o să mă refer doar la problemele de fond funciar, pentru că una dintre cele mai mari probleme pe care le-am la nivelul comunii de len este această chestiune legată de pământ. De vreau să vă laud, pentru că mulțumesc și colegii mei, am văzut și eu venind cu multe titluri, facem, care ridicat titluri la facem eforturi mari să încercăm să ajungem la o normalitate în ceea ce privește activitatea de fond funciar de la nivelul de lenului, pentru că acolo sunt foarte multe probleme. Noi, având pe raza comunii de len ADS, IAS și așa mai departe, au fost rețineri făcute de 3-8%, nici nu mai are rost să ne mai discutăm acum. Sunt foarte mulți proprietari care încă nu au titluri de proprietate făcute. Avem oameni care au titluri de proprietate făcute. Din păcate, trebuie să spunem și lucrul acesta, ele sunt greșite. Cele mai multe greșeli apar numi, tarlac, parcelă. Când ajung oamenii cu ele la intabulări, trebuie rectificat titlul de proprietate. Încercăm pe calea administrativă, acolo unde legea ne permite. În urma acestor discuții, prefectul județului l-a invitat la Iași, unde se vor întruni toți specialiștii pentru a găsi o soluție. Astfel de probleme sunt și la Scobinți. Mai mulți oameni așteaptă să-și recupereze terenurile. Garda forestieră a introdus în regulament sau această prevedere și de aici s-a blocat chestiunea respectivă. Nu în cazul doar a Scobintului, caz general pe toată țara. Și ar trebui găsit o soluție să se anuleze prevederea pe care a băgat-o garda forestieră. Mă gândesc cu un regulament a unei instituții, numai prestul de colegi. Corect, dar... Așa își fac fiecare. Deci, băgând garda forestieră această prevedere, Direcția silvică nu semnează dacă nu e avizat de OCD. Direcția silvică a semnat. Procesul verbal este făcut. Este proprietar, conform codului civic. Problema este că nu poate să ajungă în final la titlu. Aici. Omul are nevoie de titlu. Tot din cauza situațiilor numeroase din fondul funciar, prefectul județului Iași a precizat că în luna aprilie va ține din nou audiențe cu cetățenii din Pașcani și comunele din împrejurimi. În apropierea sărbătorilor pascale, sute de copii din municipiul Pașcani participă la sfârșitul acestei săptămâni la un eveniment cu tradiție. Mai multe unități de învățământ organizează sâmbătă concursul Hai la noi la șezătoare, la Clubul Copiilor din oraș. Activitatea de mâine se desfășoară la Clubul Copiilor începând cu ora 10 și este o șezătoare. Chiar titlul ei este Hai cu noi la șezătoare. Activitatea se înscrie în a doua secțiune a calendarului Festivalului Național al Datinilor și Obiceiurilor la Români, care este de altfel tradițional și bine cunoscut școlarilor și preșcolarilor, întrucât el se desfășoară în două etape. Prima etapă este în preajma sărbătorilor de Crăciun, când avem și o participare mult mai numeroasă și avem și o expoziție din lucrările de pictură și lucrările de abilități practice ale copiilor. În preajma sărbătorilor de primăvară, anul trecut am avut un simpozion, iar anul acesta venim cu o șezătoare, la care avem anunțată participarea a 200 de copii concurenți în direct. Și PSD sunt concurenți care au trimis din țară programul lor artistic. Preșcolarii, școlarii, părinții și bunicii vor arăta publicului obiceiurile și tradițiile moștenite din străbuni. Va fi dans și cântec, dar și diferite îndeletniciri din bătrâni. Această șezătoare vine să transmită din generație în generație obiceiuri și tradiții pe care le moștenim de la părinți și de la bunici și copiii sunt invitați să cânte, să danseze, să coase, să lucreze, așa cum este în atmosfera unei șezători. La șezătoare participă și părinți și bunici și îi așteptăm într-un număr cât mai mare și la anul. Menționăm că organizatori sunt cadre didactice de la Liceul Miron Costin din Pașcani, Școala Gimnazială Iordache Cantacuzino și Grădinița cu program prelungit numărul 2. Astăzi se sărbătorește Ziua Mondială a Meteorologiei din 1961. La această dată, în 1950, a intrat în vigoare Convenția Organizației Mondiale a Meteorologiei. Cu 171 de ani în urmă a avut loc la București un uriaș și catastrofal incendiu care a distrus o cincime din oraș. Marele foc a fost aprins de un băiat în vârstă de 10 ani care a tras cu pistolul într-un pod plin cu fân uscat.
Acum 161 de ani intra în funcțiune primul ascensor dedicat în exclusivitate transportului persoanelor, în cadrul unui magazin universal din New York, SUA. Ascensorul funcționa pe baza unui motor cu aburi și avea o viteză de 0,2 metri pe secundă. Acum 42 de ani intra în vigoare Pactul Internațional asupra Drepturilor Civile și Politice, Declarația Universală a Drepturilor Omului și Pactele Internaționale referitoare la acestea formează Cartea Internațională a Drepturilor Omului. Pe 23 martie s-a născut Alexandru Xenopol, istoric, sociolog, economist, filozof al istoriei și al culturii, critic literal, cântărețul Mircea Vintilă, interpret de muzică folk și Pierre-Simon Laplace, matematician, astronom și fizician francez, autorul unei cunoscute teorii cosmogonice conform căreia sistemul solar s-a născut dintr-o nebuloasă în mișcare. În aceeași zi au trecut în neființă cercetătorul și exploratorul Teodor Gheorghe Negoiță, liderul cercetărilor polare românești, primul român care a atins Polul Nord și actrița americană de film de origine engleză Elizabeth Taylor, considerată ultimul superstar din epoca de aur a Hollywoodului. Sâmbătă vremea va fi rece, chiar deosebit de rece în regiunile extracarpatice. Cerul va avea înnorări și doar pe arii restrânse la munte, în sud-vestul și posibil nord-estul țării, va ninge mai slab. Vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări pe litoral. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 1 și 2 grade, local în estul, sudul și centrul țării, și 7-8 grade în nord-vest, iar cele minime se vor situa între minus 8 și 0 grade, mai scăzute în depresiuni și în jumătatea nordică a Moldovei spre minus 12 și minus 10 grade. Duminică vremea se va menține în continuare rece, cerul va avea înnorări și, îndeoseb după amiază și noaptea, vor fi precipitații în sudul și sud-estul țării, predominant ploi în zonele joase de relief și mai ales ninsori și lapovițe la munte. Vor fi condiții și de polei. Vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări trecător în regiunile sudice. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 1 și 2 grade în regiunile extracarpatice și 9-10 grade în cele vestice, iar temperaturile minime se vor situa între minus 5 și 5 grade, mai scăzute în depresiuni și în nordul Moldovei. În județul Iași, sâmbătă, temperaturile vor fi cuprinse între minus 2 și 1 grad. Cerul va fi parțial noros în prima parte a zilei, apoi va ieși soarele. Duminică va fi un pic mai rece, cu temperaturi între minus 5 și 3 grade, iar pe cer vor apărea răzleți și razele soarelui. Sâmbătă vremea va fi rece, chiar deosebit de rece în regiunile extracarpatice. Cerul va avea înnorări și doar pe arii restrânse la munte, în sud-vestul și posibil nord-estul țării, va ninge mai slab. Vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări pe litoral. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 1 și 2 grade, local în estul, sudul și centrul țării, și 7-8 grade în nord-vest, iar cele minime se vor situa între minus 8 și 0 grade, mai scăzute în depresiuni și în jumătatea nordică a Moldovei. Moldovei spre minus 12 și minus 10 grade. Duminică vremea se va menține în continuare rece, cerul va avea înnorări și, îndeoseb după amiază și noaptea, vor fi precipitații în sudul și sud-estul țării, predominant ploi în zonele joase de relief și mai ales ninsori și lapovițe la munte. Vor fi condiții și de polei. Vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări trecător în regiunile sudice. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 1 și 2 grade în regiunile extracarpatice și 9-10 grade în cele vestice, iar temperaturile minime se vor situa între minus 5 și 5 grade, mai scăzute în depresiuni și în nordul Moldovei. În județul Iași, sâmbătă, temperaturile vor fi cuprinse între minus 2 și 1 grad. Cerul va fi parțial noros în prima parte a zilei, apoi va ieși soarele. Duminică va fi un pic mai rece, cu temperaturi între minus 5 și 3 grade, iar pe cer vor apărea răzleți și razele soarelui.